Nu puteți să fiți urmașii mei dacă nu câștigați, sunteți doar... Ca să puteți face ceea ce spuneți că vreți să faceți, să continuăm modernizarea României începută de Emil Boc și de mine, trebuie să câștigați. Altfel, deci asta înseamnă două cifre la europarlamentare, contribuție la prezidențiale, dacă nu chiar candidatul PMP-ului să fie candidatul Dreptei, și 30% în 2016. Primarul Clujului Emil Boc a preferat să lipsească de la mitingul PDL și a mers împreună cu președintele Traian Băsescu la dezbaterea organizată de Fundația Mișcarea Populară. Nu este...